Comuna Vânători intră în carantină începând de mâine pentru o perioadă de 14 zile. Rata de incidență cumulativă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a ajuns la 7,15 la 1000 de locuitori. Este cea mai afectată localitate la nivelul județului Mehedinți. Al treilea val de pandemie lovește profund comuna vânători. Această zonă a județului Meidinț a primit aviz favorabil pentru carantinare, după ce incidența a ajuns astăzi la 7,15 la mii de locuitori. De la începutul pandemiei este a doua localitate după Braniștea pentru care s-a luat această măsură. Comuna vânători cu satele roșiori și vânători, satele componente, va intra în carantină pentru 14 zile, din păcate, după ce a depășit rata incidenței de 6 cazuri la mia de locuitori, mai precis 7,15 la mie. Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică Mehedinți și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți Va adopta astăzi, în ședință extraordinară, hotărârea privind propunerea instituirii măsurii de carantinare în Comuna Vânători pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de mâine, deci din 20 martie 2021, ora 20. Intrările și ieșirile din localitate vor fi strict interzise prin alte căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar polițiștii vor forma filtre de control. Oricine vrea să intre sau să iasă trebuie să justifice călătoria cu declarația pe propria răspundere sau cu adeverință de la angajator. Șoferii care nu sunt din zonă pot doar tranzita această localitate fără să oprească în interiorul lor.